this famous last? But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash on my head. Yo, hey, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din This War of Mine. Știu, cu mulți ați vrea să fac mai multe episoade în această serie, dar haideți să facem și mai multe vizualizări. Cu cât mai multe vizualizări vom face pe aceste serie, desigur și like-uri, cu atât o să apară mai repede următorul episod, dar ok, am să vă ascult așa cererile și desigur am să încerc să pun măcar 2 episoade pe săptămână, dar oricum un episod pe săptămână tot timpul o să aveți. O să încerc și 2, când, cum, să vedem. Că oricum și mie îmi place jocuri, dar desigur contează foarte mult și vizualizări și like-urile, că așa, ce să zic, eu fac muncă pe degeaba, adică filmez lucru, editez, după filmat, editez, pun, aplaudez, thumbnail, tra-la-la-la-la-la-la și de-abia se uită câțiva. Așa, în acel timp, mai degrabă m-aș axa pe o serie care este vizualizată și este plăcută de mai mulți. Știți bine ce vreau să zic, nu? Deci, na. Oricum, hai să revenim la jocul nostru. Aici se pare că a fost, încercat cineva să ne fure, dar ca noroc că am avut acel cuțit și am putut să ne salvăm. Foarte, foarte bine, deci am vrut să ne salvăm, nu ne fura nimic. Ca noroc că am făcut acel cuțit și acum suntem mult, mult mai în siguranță. Hai să vedem aici, Pavel este foarte extenuat, îl punem acolo să doarmă. Bruno acum s-a trezit și el, hai să vedem. Da, foarte bine, reușim aici să prindem un șoarec, am reușit să prindem un șoricel. Hai să-l aducem sus, luăm șoricelul. Așa, foarte bine, îmi place că ăsta e pur și simplu mâncare, e strict mâncare, că noi punem aici fertilizant gen acolo și din acel fertilizant, care permanent cum nu avem grădină și tătecele, ne crește desigur, ne apare un șarec, mâncare, hai să zicem mâncare, că așa sună ciudat. Bun, deci hai să vedem crafting. La crafting ne suntem chiar ok, having something to occupy time is important, guitar, bla 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 bla. Especially if the person knows how to play, bla bla bla. Bă, am putea să facem chitara. Dacă facem chitara, asta ne-ar mai ajuta la moral. Eu zic, hai să facem. Trebuie să și aleg unde să-l pun. Ok. Hai, punem chitara aici. Punem chitara. Chitara-i mano. Bun, punem chitara aici. Aici, nu? Zic și eu. Sau punem acolo unde sunt locurile de dormit. Nu, că acolo eu îmi trezi pe ăștia. Punem aici, punem acolo chitara, punem acolo să facă, asta ne va ajuta foarte mult acolo la moral, la mood, cum a și scris acolo, mai ales dacă cineva știe să cânte respectiv, la respectiva chitară, deci dacă vom găsi un caracter care a fost cântăreț sau artist cea de genul, ar trebui să ne ajute mult mai bine, dar desigur rămâne de văzut. Oricum cred că ar trebui să învețe și unul dintre ăștia să cânte și toate cele. Ia să vedem, dacă îl punem pe ăsta să cânte, ce se întâmplă? Ia ce tare! Nu prea știe să cânte, aha! Ce tare! Bun, bla bla bla, I'm just the scene, I'm hungry, I've been a rator, bun. Da, el zicea că e foame și tăti cere, bun. Oricum, ok, Bruno, lasă, nu-i bai. Hai să vedem, stai să văd aici. Sigur este bacă, bla bla bla, stai un pic să văd vremea. Tot timpul trebuie să fiu pe fază cu vremea, să nu ne prind aici ăsta frigul și o să nu fi pus ceva acolo pe foc. Ia să vedem. Cigareți. Cigaretai, mano. Ia să vedem. The upcoming day should be nice and warm, bla bla bla. Bun, următoarele zile urmează să fie chiar foarte bine, nu va fi frig, nu va fi nicio problemă. Hai să vedem aici la asta de ierburi. Putem să creăm aici țigări, din câte se bine vede, niște țigări de astea. Stai mă, că asta e țigară de aia bună, mă. Iui, facem 4 țigări de alea bune, de calitate. Țigările astea le poți folosi chiar și ca și monedă, ci că astea sunt foarte bune, ca și scrie acolo, sunt foarte bune așa ca și o monedă, cum ar fi ăștia banii acum în joc, ăștia cei mai buni bani, pe ăștia valorează foarte mult, ca și mâncarea și medicamentele, sunt și țigările acolo la loc de cinste, în joc. Bun,
Hai să vedem ce am mai putea face. Am putea face o rangă, am putea face un lockpick de la, da, nu știu, un upgrade. Un upgrade ne-ar, ce ar însemna upgrade-ul acesta. We can also fix, deci, scrie așa. Dacă facem upgrade, vom putea să facem un axe, adică un topor sau un sawblade, chestia de aia de tăiat fier, aia mi-ar trebui. Dar totodată putem să reparăm firearms, putem să reparăm arme de foc și căști, gen helmets. Oh, foarte interesant. Aha, și putem să facem chiar și veste anti-glonț. Wow! Chiar putem face așa de multe chestii, frate. Ok, și upgrade la asta ce ar însemna? Așa, bla bla bla, putem să facem mai multe chestii electrice de data aceasta. Ne va deschide mai multe chestii electrice. Such as heat lamps. Wow, ce tare! Lampe cu încălzire pentru grădini, ok. And mixer for helper workshops, for metalworks, nu știu ce. Băi, eu zic să facem upgrade la workshop. Facem un upgrade la workshop. Stai un pic, cine s-a trezit acolo? Marco. Marco, du-te și mănâncă o mâncare de aia în conservă, că tu ești omul nostru cel mai important. Acolo lasă să se culce. Facem upgrade la crafting-ul ăsta de bază, gen. Care zică că ar trebui să fie important. Ia ce fain, ce fain a crescut. Foarte bine, hai să vedem ce avem noi. Îmi cer scuze aici așa 2 secunde să îmi setez cealaltă. Așa, gata. Deci, ce avem noi aici? Avem reinforced door, ia uzi. Ce tare. Așa, once we board up holes and windows in the shelter, we can take reinforcements and install astea sisteme de alarmă, gen dacă intră cineva pe ușă, e ca și un fel de sistem de alarmă și se trezește, cred că, și respectivul care doarme. Deci, prin urmare, noi ar trebui ca atunci să fim toți pe fază și îl putem atâca. Super! E aici putem distila. Asta e o chestie. Când faci alcool, gen țuică, moonshine, e ca și un fel de a zice țuică, așa putem face chestii foarte importante. Deci, ok. Putem construi, în sfârșit, putem construi termoregulator de ăla. Mai putem face mixer. Ia uzi, you can use to mix or medicine ingredients. Ok. Bun. Aș putea ăsta să-l facă. Putem mixa, să facem praf de pușcă sau putem mixa anumite ingrediente. Asta e o chestie importantă. Putem mixa niște ingrediente și să faci mai multe de asta de medicină. Fie tablete, fie... Na, de asta de medicamente. Bun. Așa. Bun. Foarte bine, acum Marco n-are nicio treabă pe lume, el este the best of the best acolo. Am făcut acest update care, ia să vedem, bă, de făcut e făcut, am rămâne de văzut. Bun, așa, e ok, hai să vedem dacă merem aici la mixing, mi-apare alte chestii, mă ajută mai mult oare la mixat sau ce naiba, că nu-mi dau seama. Sau trebuie să-mi fac, ia să vedem. Hai să vedem. Aici de diluare și nu știu ce alte rămășițe, moonshine. Bun. Și aici e o grădină care ne trebuie foarte multe iteme să facem chestiile astea. Na, oricum interesantă schema asta cu alarma. Și cred că dacă tot vom face upgrade-ul la workbench, vom tot avea mai multe șanse să... mai numai ea că nu mai pot să fac upgrade la workbench. Deci este maximum. Foarte, foarte tare. Na, ok, bine, e știut acest lucru. Hai să-l punem și pe Bruno să mănânce conserva. Asta este important, am totuși să fie băieți cum trebuie, așa întregi. Aici l-am pus pe Marco să cânte. Ok, bun. Și că aș dori să bla bla bla, să ajut pe prietenii mei, par foarte fometați. Bun, eu cred că putem opri aici. Terminăm aici. Dăm așa end of bla bla bla. Bun, Bruno, tu te pun pe gardian, desigur Marco va fi scavenge, iar Pavel, văd că nici el n-are probleme cu somnul, îl voi pune ca și așa de gardă. De gardă va rămâne Marco și Bruno, perfect. Ia să vedem unde să mergem să furăm, ar fi spitalul, unde ar fi cam greu, construction site, Bun, aici o să fie foarte greu, e mare pericol acolo. Este supermarket, dar scrie danger,
Danger și aici, peste tot e danger deja. Hai să mergem la supermarket, hai să vedem la supermarket ce putem găsi. Avem acolo așa, lopată, bun, ăla acolo, chestia asta, mixer, ia ce chestie. Ha, deci asta înseamnă că ăla e ca și un fel de item. A, deci nu e un fel de upgrade la, ha, ciudat. Na, oricum, hai să mergem, să mergem la... Bun, am ajuns aici, I am not alone here, ci că nu sunt singur aici. Ia, aici sunt băieții, acolo sunt băieții, ca în rog am găsit mâncare. Igor, you take the upstairs and the roof. Igor, tu mergi sus și verifici gen acoperișul. Hai să vedem ce-mi zice tipul ăsta. Hey, tu, you should, this should be enough. Ia, ce fain! Hey, tu, ar trebui să fie destul de multe lucruri pentru amândoi. Na, asta da, na, asta da. Bun, deci ăstea sunt și gen niște hoți. Cât că mai înainte mi-a spus hoțul ăla că ar trebui să fie suficient și pentru noi toți. Na, asta da, asta aș vrea să văd mai des. Bun, ia să vedem aici, apă, lemn, circuite, chestia aia, medicamente, mare atenție, medicamente. Găsim medicamente care, chiar la fix au venit, că nu se știe niciodată. Am un scoutrim aici, mâncare, tutun, așa, piese de arme, foarte bine. Așa, hai să mergem și aici. Pe moment, căutăm aici la etajul 1, gen, la parter, adică, așa. Bun, acolo chestii de alea. Hai să deschidem ușa. Ia vedem aici ce este. E foarte bine, deci înseamnă că să mai putem veni la supermarket. Că aici sunt niște, eu știu, rider, niște țigani, să le zicem așa, care totuși sunt de treabă și văd că nu ne va ataca, a zis și ăla că este destul, este suficient pentru noi toți. Bun, aici ar fi și cafea, dar per moment, na, sunt destul de ok cu ceea ce am aici. Și nu cred că este nevoie să iau cafeaua. Ok, bun. Băi, eu cred că ar ajunge aici, atâta. Oricum, mă bucur, na, ce să zic, că... Na, nu sunt ăștia vagabonzi și alte chestii și mă lasă și pe mine. Ia, cică, I've got my eye on you. Ok, mă, dar au zis că este destul pentru noi toți aici, deci... Na, care ar fi problema? Ia să vedem, zice la ceva, nu-mi zice nimic. Na, e bine atunci. Hai, căutăm aici. Ok. Ce avem aici? Țigări, fertilizant, ăla și țigări. Ok, nu avem nevoie de astea încă. Hai să vedem aici ce o să avem. Fertilizant și acipuri de alea, perfect. Hai să tragem, să deschidem ușa asta. Trebuie neapărat să deschidem ușa, că să avem nevoie de accesul ăsta, să ne fie mai ușor, că Doamne ferește să se întâmple ceva pe aici. Și totodată o să fie foarte mișto că dacă o să avem nevoie maximă de chestii de alimente, de minuni și arme și alte chestii și o să fim pregătiți, mai ales asta, mare atenție pe asta, și o să avem arme sau alte chestii, o să putem să venim și să-i atacăm pe ăștia și pe ăștia să-i putem omorâ și dacă îi omorâm, desigur, pam, 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 le putem fura armele și toate cele. Hey, don't mess with me. No, n-am treabă, am furat tot ce am avut de furat și acum mă duc acasă. Perfect. Perfect. Bun, ziua numărul 12 aici, Ani. Foarte bine, am furat chiar bine, aș putea zice, de acolo, de la supermarket. A fost chiar ok, mă bucur că și aia au decis să... Au decis asta să împărțim. Se pare că a fost o noapte destul de ok, fără probleme. Asta e foarte înfometat, dar îi dăm să mănânce din conservă. Iar pe Bruno, eu zic, du-te și culcă-te și tu și rămân cu Pavel atunci aici să reglezi treburile. Hai să vedem dacă mănâncă din conservă, îi dă mai mult hunger? Nu, tot acolo. Tot acolo, da, ok, deci nu-i stres. Bun, atunci mai mănâncă încă unul acolo să fie tot ok. Bun, tasty, bla bla bla, very filling. Așa, ăla de șoricei încă n-am prins nimic. Ia să vedem la crafting. La crafting iarăși nu putem face nimic special, dar totuși voi face de asta de captare a apei. Cam avem nevoie de asta de captare a apei încât să facem mâncare, că deja avem o grămadă de astea, de
pentru a face mâncare, doar că o să avem nevoie de apă. Și totodată ușor, ușor n-a strica să ne pregătim pentru iarnă, în sensul în care câteodată când avem multe materiale, tot timpul să fac de alea de foc. Tot timpul să am așa de rezervă pe undeva de alea de foc. Eu așa zic, așa ar fi perfect. Bun. Păi, pe urmă, să vedem la radio ce se mai aude pe la radio. Am pus de la decaptarea apei. Așa. N-ar trebui să fie bun. Se pare că următoarele zile vor fi ok. Hai să vedem aici la crafting. La crafting, ca să fac o bară, hai să vedem. To pry open a few doors before it breaks, bla bla bla, slowly and loudly. Ah, mă rog. Am putea să facem și un picklock de asta. Cum ziceam, mai avem prin casă tot felul de zone în care încă nu le-am explorat, că am nevoie de aceste picklock-uri, numai că necesită niște materiale cam multe. Ar fi fain dacă am găsit un caracter, dacă este așa ceva un caracter, care să se priceapă foarte bine la construcții, la chestii de genul, și să nu ceară așa de multe materiale pentru a face respectivele chestii. Bun, hai să deschidem mamutul apă ăsta. Pac, l-am deschis. Ce este înăuntru? Medicamente, picklock și cărți. Wow! Dar asta da, îmi place când deschizi un lucru cu un picklock, îți dă un alt picklock. Asta mi se pare genial. Foarte, foarte tare. Așa că putem deschide acolo zona asta. După ce avem lopată să dăm mai departe de șură, deschidem ușa și acolo o să avem iarăși un dulap care picklock. Deci îmi trebuie aici... o să mai trebuiască un picklock. O să-mi bag piciorul. Dar măcar, măcar avansăm și noi un picuț cu treaba asta. Totuși e ciudat că se folosește picklock-ul la chestia asta. Ar fi fain dacă ar da o durabilitate cât de cât mai mare, să reziste sau ceva. Aici se vede lopata aia, ce bine ne ajută, că mai știți ce mult stăteau ăștia să dea la o parte deșeurile astea că nu aveam lopată. Am că avem lopată, e no stress, no problem, una, două, se dă la o parte. Așa, am să dăm la o parte chestia asta de pe ușă. Uită-te așa, nioni. Și totuși, de-abia aștept să îmi fac chestia aia de alarmă la ușă, sunt foarte curios. Eu așa cred, încă n-am ajuns chiar așa, să zic, de departe, în sensul în care să... Ia să vedem, bla bla bla, if I had tools. În sensul în care să fac așa de multe upgrade-uri. Adică am reușit odată să trec chiar foarte bine de iarnă și de toate chestiile astea. Doar că, na. Ia să pic să vedem. Marco, văd că la Marco este foame. We need food, știu Marco, dar nu-i stres. Stai că te pun eu acolo să mănânci și vei fi fresh. Bun, oricum, cred că cam atât. Nu o să vină nimeni pe la noi. Că aia mea se termină ziua. Nu cred că ar fi cineva așa de bun să vină în vizită pe la orele astea. Așa că hai să terminăm ziua și să vedem următoarea zi ce ne va aduce. Hai, sper că ceva ușor. Bun, hai să vedem. Ar fi o chestie să mergem tot la supermarket și să vedem ce se mai poate lucra pe acolo. Îl punem să doarmă în pat, iar desigur pe Marco să merem iarăși la acest supermarket și să vedem dacă putem găsi niște chestii pe acolo, chestii, sper eu, folositoare. Bun, deci hai să trecem la treabă. Cum ziceam, sper m-a sumat tace aia că un picuț stau pe felie, că totuși eu nu am aici arme sau chestii de genul ca să mă pot apăra, deci iar ei au un pui mei, ce au, am văzut unii că au un shotgun, pistol, chestii, eu nici măcar cuțitul nu mi l-am adus, măcar să fi zis, bă, hai că am un cuțit, pot să mă scobesc în urechi cu cuțitul ăsta până voi mă împușcați și mă faceți găgărit ca și o sită de aia, în ce strecori macaroanele, gen. Bun, găsim o grămadă de fertilizator, dacă aș fi avut o grădină, mi-ar fi fost de foarte mare folos acest lucru, dar nu avem o grădină, deci mă rog, mi-e indiferent, măcar putem să-l punem acolo la șoareci și șoarecii-l mănâncă și desigur așa facem și noi rost de mâncare. Bun, aici bla bla bla, danger, pericol, nu atingeți amuniția neexplodată, orice armă, amuniție, echipament lăsat în spate neexplodat sau cea de genul, poate fi pus gen ca și o capcană.
Să nu atingeți nimic, bla 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 bla. Ah, deci, aha. Păi și dacă chestia aia e stricată și nu e o capcană și poți să fii milionar dintr-o dată că te-ai riscat un pic și zici, greu de zis. Oricum văd că ăștia au fugit de aici, nu mai sunt ăștia aici. Dar totodată nici nu prea mai am ce fura de pe aici, adică e pe acoperiș, nu prea mai am ce fura. Deci putem mere jos și merem în pivniță. Știu că în pivniță încă n-am fost și s-ar putea acolo să fie niște iteme interesante. Oricum, foarte interesant e că am reușit să explorăm aproape tot locul ăsta. Ce-i pa-ce-i. Aia, de obicei în dulapurile astea trebuie să fie niște chestii șmechere. Normal că este închis. Hai căutăm în cutii. Ok, chestii electrice, chestii trestii. Merem să ne uităm pace prin gurică. Foarte bine, deschidem ușa. E acolo. Acolo ar trebui să mai fie ceva. Rămâne de văzut ce. Chestia în supermarketul ăsta, ceea ce am văzut față de alte locuri prin care am fost eu, este că nu am găsit așa de multe materiale însăși, gen lemn sau chestii de alea din cutie cu care să facem crafting. Am găsit, ca noroc, multe medicamente și alte chestii, țigări și alte minuni. Hai să vedem ce sunt aceste containere. Nu-i rău. Am găsit o grămadă de praf de pușcă, dar cum nu am pușcă, mi-e cam indiferentă schema, dar poate că le-aș putea folosi ca și trade. Poate le-aș putea da la un trader. Dacă vine un trader, o să le dau lui, că eu oricum nu sunt așa de avansat încât să... Bă, ce-a fost sunetul ăla? A fost din joc sunetul ăla? Ce dracu? Bun, cum ziceam, încă nu suntem așa de avansați încât să facem glonțe și alte chestii, nici măcar nu avem arme. Bun, deschidem ușa asta. Hai să vedem aici ce este. Nimic. Ok, dă nimic. Este un pat aici, hai să vedem ce e în patul ăsta. Bandaje, iu, îmi trebuie bandaje. Lăsăm în urmă, zahărul, iau pastilele, iau ingrediente pentru medicamente, lăsăm gloanțele, luăm ăsta, bun, fugi. Fugi acasuca, aici îmi trebuie un lockpick și am cam explorat tot supermarketul, deci practic nici nu știu dacă ar mai avea rost să vin înapoi, numai ne stricăm o zi. Dar oricum în mare parte am explorat locul ăsta, asta e șmecher, chiar șmecher. Damn. Bun, ziua 13, bun, revenim. Hai să vedem, am luat o grămadă de tâmpeni și de minuni. Văd că nu ne-a atacat nimeni, asta e foarte bine. Acolo zicea Pavel că e fericit că a găsit care această carte, ia uzi. Bla bla bla, clean clothes, tra la 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 la. Mă rog, Pavele, du-te și cântă un pic la chitară, poate te simți mai bine. Bruno, my man, oricum. Trebuie să oprim aici videoul acesta. Sper că v-a zis, sper că v-a plăcut. Nu uitați like, subscribe și toate cele. Puțin suspans, puține chestii. Oricum am reușit să curățăm chiar foarte bine acel supermarket. Am găsit o grămadă de chestii foarte utile. Foarte utile, nu în sens de crafting, ci în sens de trading și mai ales medicament. În sfârșit pot să zic că am și bandaje, și medicamente, și ingrediente de medicamente. Deci chiar ne situăm foarte bine per moment. Per moment, oricum o să urmeze iarna, iar când vine iarna, o să fie haos, câteodată o să fie așa de greu încât poate că nici nu o să mai putem să ieșim din casă, deci fiți pe fază, o să urmeze o grămadă din nebunii. Oricum, până pe data viitoare, vă urez numai bine, ura și la gară, numai bine, bye bye, nu uitați, subscribe, like și toate cele!